În neamț există numeroase intersecții care nu sunt semnalizate corespunzător, cea mai cunoscută fiind cea de la Girov, acum suprasemnalizată. Nu departe de această intersecție există o alta, pe drumul județean 156A, spre Roznov, unde a decedat un om în urma unui accident. O postare de pe Facebook a unei persoane interesate de starea drumurilor din zona respectivă ajunge la o concluzie cu tremurătoare. Cităm. Cetățeanul a murit nevinovat în accident. Încheiem citatul autoritățile sunt acuzate că nu și-au făcut datoria. Cităm din nou. Am prevestit cu ceva timp în urmă că acea intersecție o să se umple de croci deoarece lipsesc cu desăvârșirile semnalele și marcajele rutiere, iar cele existente nu și-au locul în acea intersecție. Linia discontinuă permite depășirea indiferent de direcția de mers. Nu sunt indicatoare care să semnalizeze o intersecție din nicio direcție. Nu sunt indicatoare de interzicerea depășirii. Încheiem citatul. O echipă de reporteri ai publicației Mesagerul de Neamț a mers la fața locului, după aproape o lună de la petrecerea acelui eveniment nefericit, pentru a vedea dacă realitatea din teren s-a schimbat. Pe direcția de mers dinspre Girov spre Roznov, până la intersecția cu pricina, oricine circulă cu viteză corespunzătoare traficului în afara localității. Nu există niciun indicator de reducere a acesteia înainte de intersecții imediat după apare indicatorul care te avertizează că ai intrat în localitate și că trebuie să circul cu o viteză de maxim 50 de km pe oră. Pe sensul de mers dinspre Girov spre Roznov, semnalizarea este suficientă să avertizeze șoferii care țin seama de pericolele traversării unei asemenea intersecții. Raportat la viteza de trafic a șoferilor care tranzitează zona, orice alt vehicul care dorește să se înscrie în traversarea drumului este pus în pericol. Exemplu este căruța care se poate observa în imagini. Parcă vrând să se atragă atenția șoferilor că în zonă există pericol de accidente, pe marginea drumului este abandonată o mașină accidentată și o troiță construită în memoria victimelor.